Hello, bine ați venit la mine pe canal sau bine ați revenit dacă sunteți deja la mine de mai multe ori. Astăzi vreau să fac un unboxing și m-am gândit să-l fac separat, într-un clip separat, cum este acesta, să nu-l includ într-un vlog pentru că o să dureze ceva să vă prezint tot ce mi-am cumpărat de pe import direct. Apropo, cred că ați văzut deja și dacă mă urmăriți, ați văzut într-un vlog în care v-am arătat că am pus comanda. Am vrut să pun comandă și de un costum de baie, dar până la urmă nu am mai pus, mai caut prețuri, eventual merg în concediu cu ce am acum și poate cumpăr de acolo ceva. Oricum, astăzi vorbim despre cumpărături de pe import direct. Am pus o grămadă de chestii și toate astea m-au costat 205 lei, din care 32 de lei TVA-ul. Deci, total 205 lei. Am avut transport gratis pentru că am depășit suma de 200 de lei și cei de pe import direct oferă transport gratis la suma asta. Înainte nu oferea deloc transport gratis, cred că numai la 600 de lei, în fine, nu știu exact, dar era destul de mare transportul. Ajunge la 20, 30, 40 de lei dacă era coletul super greu. Și ăsta este foarte greu, nu o să pot să-l ridic momentan, eventual să-l mai golesc și după aia o să-l ridic, o să-l văd unde să-l pun, ca să încapă bineînțeles produsele aici. Hai să trecem la treabă, am factura, v-am spus, sunt 24 de produse, din care câteva se repetă, dar în mare sunt 24-25 cam acolo de produse și au costat 205 lei, ceea ce este super bine. Eu v-am mai arătat într-un clip de unboxing promo mix că cumpăr produse de casă, de curățenie, de produse corporale, gel de duș și așa mai departe, foarte des de pe aceste două site-uri, Promomix și Import Direct, pentru că au prețurile mult mai ieftine. Așa că, de ce nu? N-am mai făcut o cumpărătură din asta de vreo 3 sau 4 luni. Ultima dată când am făcut așa o cumpărătură mai mare a fost de pe Promomix. O să vă las în descriere și vlogul în care vă spuneam de comanda asta, dar și clipul de pe Promomix. Până una alta, rămâneți aici pe canal și urmăriți videoclipul pentru că am să vă arăt o grămadă de chestii super interesante. Aici vă zic și prețurile ca să vedeți că, într-adevăr, sunt mai ieftine. Bun, în primul rând am pe factură, o să încerc să le iau în ordinea de pe factură ca să-mi fie ușor și mai rapid, că așa pot să ajung la ele destul de ok, decât să iau pe fiecare în parte și să-l caut pe factură. Hai să vedem. Adidas gel de duș de bărbați a costat 10 lei și l-am văzut eu, cred că, sper să nu ies din cadru, dar hai să pun aici. Bun. O să scot câteva chestii. Da, l-am găsit și deja am văzut cam ce mai am și pe acolo. A costat 10 lei, 400 de mililitri de bărbați, l-am luat pentru soțul meu, este after sport și sper să-l ajute la, în momentul în care face sport, să îl revigoreze. Miroase foarte puternic, cum de altfel sunt multe produse de bărbați, miros foarte puternic. Mai departe avem niște odorizante de toaletă, chiar aici. Acesta a costat 5 lei 43 și sunt două bucăți, adică două bucăți, câte 1, 2, 5 biluțe din astea super, super micuțe, dar sper să țină. Aveam în coșul de cumpărături pe cele de la Bref, dar țin foarte puțin și am zis că să le încerc și pe acestea. Nu știu ce marcă sunt. 5-in-1, Active Block, nu știu. Clean, at home clean, nu știu exact, dar mă bucur că le-am luat și să vedem cum ne înțelegem cu ele. Am cumpărat și un odorizant de cameră cu piersici pe acesta, să vedem cât a costat. A costat 4 lei fix, arată așa, nu se simte mirosul și hai totul să dau. Da, miroase, nu se simte foarte tare a piersica aia naturală, a fruct, dar miroase ok. Mai departe ce avem? Colgate, apă de gură. Da, de ce am numai unul? Bă, uite, mai am și un Listerine de 600 de mililitri cu 11 lei 66 și un Colgate 500 de mililitri 9 lei 54. Hai să vedem ce nimerim. Am scos altceva, eu am sigur că nimerez bine. Am scos bine. Deci, Listerine-ul 12 lei, Colgate-ul cât am spus? 9 lei 54. Așa arată, este de 600 de mililitri și ăsta este de 500. Să văd care îl preferă soțul meu și pe acela îl va folosi.
Ăsta este cu zero alcool și pe acesta la nu știu, nu am folosit niciodată Listerine, poate că îl voi începe eu pentru că sunt foarte, foarte curioasă de cum sunt. Am înțeles că sunt bune, doar că sunt foarte puternice la gust, dar nu cred că mă deranjează, chiar vreau să fie puternice. Bun, astea două abia aștept să îl încep pe acesta de la Listerine. Mai departe am Domestos dezinfectant, 750 de ml, am două. Au costat 5,51 lei, în condițiile în care în supermarketuri le găsim uneori și peste 10 lei. Le-am găsit cu 9 lei, cu 10, 11, 12 și aici am dat 5,51 lei. Depinde și de unde le găsiți, în ce supermarket, dar pe import direct eu am găsit cel mai bun preț. Acestea două sunt. Le-am avut și data trecută de pe Promomix, dar acolo au fost puțin mai scumpe. Hai să trecem mai departe. Văd că mă miști destul de bine și în modul acesta de filmare. Am cumpărat 3 creme de mâini de la Douglas, de 20 de ml fiecare, a câte 2 lei bucata, ceea ce m-a surprins plăcut. Și la asta chiar trebuie să mă ridic, că acum că s-a mai ușurat cutia, o să o las aici jos. Uitați și cele 3 creme despre care vă spuneam. Așa arată, sunt de la Douglas, de mâini, nu știu cât sunt de bune, hai să încercăm una. Sunt sigilate și sunt foarte micuțe și drăguțe. Să vedem dacă îi oferă și hidratare sau nu. Consistența așa ca de unguent, parcă. Nu miroase foarte tare, destul de subtil, dar e ok, că nu miroase urât, asta e bine. Da, momentan văd că a intrat super, super repede în mâini și posibil să hidrateze. Acum, în prima tură, chiar nu îmi dau seama. Trecem mai departe, ce mai avem? Șampon, tot de la Douglas, care a costat 6,67 lei și este cu ceai verde și moringa, văd că așa arată. Arată bine ambalajul, nu știu cum miroase. Aduce cumva mirosul cu cremele, dar nu foarte tare. Nu miroase rău, dar nu miroase nici, n-are nici stilul ăla de miros de Dove sau Pantene sau Nivea. Miroase cumva diferit și sunt foarte curioasă cum se comportă pe părul meu. Zice că e Deep Detox, să vedem. Mai departe, tot de la, ba nu, nu de la Douglas, trecem la săpun lichid, rezervă de 500 de ml cu kiwi. Cât am zis? N-am zis. A costat 3,31 lei, foarte, foarte ieftin, dar am așa o reținere în privința lui, pentru că nu știu cât e de bun, uitați ce lichid pare a fi și astea cu fructe de foarte multe ori se întâmplă să miroase a chimicale mai mult decât a fruct. Și ăsta tot acolo. Da, și ăsta tot acolo mă duce cu gândul mai mult a coloranți. Să văd cum o să se comporte pe mâini, cum spală mâinile, nu știu, dar va fi super interesant. Mai departe mai avem, deja am ajuns la numărul 10 din 24, am un șampon Head & Shoulders 400 de ml cu Apple Fresh. Da, l-am luat pentru soțul meu, eu nu folosesc Head & Shoulders, el folosește, eu folosesc mai mult Dove și orice fel, dar el folosește din acesta, ori cu mentă, ori cel clasic, nu știu, îi plac, da? Îi plac. Am zis că îi iau. Cât a costat? Ăsta a costat ceva. 11,66 lei. Da. Astea lui au fost mai scumpe. Am zis că fac o nefăcută și am luat cutia în brațe. Dar nu știu cum să o pun ca să vedeți și voi mai frumos aici. Să nu vi se pară urât cadrul. Cred că o să rup ăsta. Ok, mai departe. Listerine apa de gură pe care v-am arătat-o deja, Pantene mască de păr, două bucăți am cumpărat cu 8 lei și 10 bani. Acum mi-am dat seama, TVA-ul era în partea dreaptă. Da. Deci 8 lei și 10 bani cu 1 leu, 9 lei și ceva crema, aproape 10 lei.
Da, deci mai puneți câte un leu la fiecare produs sau nu chiar un leu, am și 76 de bani, 95 de bani și cam câte un leu. Am greșit, vedeți, nu m-am uitat pe coloane. TVA-ul la cei de la Import Direct este pus pe ultima coloană și nu îl socotește ca fiind total. Vezi doar la finalul facturii cât plătești totalul lui. Deci înseamnă că astea nu au fost chiar 5,50 lei, au fost undeva la 6,50 lei. Că, da, așa am impresia. V-am spus că am cumpărat două măști de păr de la Pantene, pe acestea le găsiți și în supermarketuri la prețul de 30 de lei dacă sunt preț întreg, iar dacă sunt la reducere la 25 de lei sau ceva de genul, iar eu am dat pe ele 9 lei 65, ceva de genul, și am zis că iau două. Unul este pentru, mă rog, eu nu mai iau că-i păr blond, gri sau așa mai departe, am zis că pur și simplu iau două diferite ca să le încerc. O mască este pentru iluminare și alta pentru reparare intensivă. Eu pe acesta o mai am și îmi place foarte, foarte mult pentru că miroase super bine și rămâne mirosul pe păr. În momentul în care o miroși direct din ambalaj, nu e atât de încântătoare, dar pe păr lasă un miros superb și se potrivește foarte bine dacă folosiți după mască sau înainte de mască un șampon tot de la Pantene, tot cu același stil de miros. Rămâne mirosul până la următoarea spălare pe păr. Bun, mai departe v-am spus că am avut masca de păr, am săpunuri de la Protex și am așa 1, 2, 3 și au costat 2,50 lei aproximativ. Așa, am două pe care scrie Deo 12 și mai am unul pe care scrie vitamina E și mai trebuia să am unul. Mă uit imediat pe factură. L-am și găsit, de fapt, cu miere și propolis. Foarte fain miroase, dar nu știu. Ăsta are miros de săpun. Ăsta tot de săpun. Astea de la Protex nu au un miros foarte, foarte atrăgător. Dacă vreți să vă cumpărați, să țineți cont de asta, dar spală foarte bine și degresează foarte bine și detoxifică, să zic așa, foarte bine. Bun, trecem mai departe. Am mai cumpărat un săpun de mâini de la Tezorii de Orient. Eram super, super curioasă cum sunt și a costat 6,50 lei. Îl am pe ultima poziție, da, l-am găsit. 6,90 lei, ca să nu vă mint. Și este super gigantic. Când l-am văzut așa mare în ambalaj, am zis că, wow, chiar e măricel. Nu știu cu ce este. Probabil că scrie pe spate. Și arată așa, o imensitate. Fai ce bine miroase, nu pot să cred. Dar nu mirosea. Nu mirosea prin ambalaj, să știți. Ba, miroase acum că l-am deschis, dar miroase super, super bine. Și parcă văd că este alb. Așa nu dă impresia. A, îmi place că este ambalat în carton din asta, în hârtie, mai bine zis, puțin mai groasă. Și da, este alb. Uitați cât e de mare. Deci miroase superb. Eu ar trebui, oare mi-am luat și balsam de rupe. Vedeți că e mai mare. Super. Abia aștept să îl folosesc. Curioasă soțul ce zice de el, dacă îi place. Mai am și niște balsame de rupe tot de la Tezorii de Oriente și am așa 3. 1, 2, 3. Au costat 10,80 lei fiecare și am în felul următor. Pe acesta, care este... Da. Am nimerit că nu am căutat să fie Muschio Bianco. Nu știu cum îi zice la Muschio ăla, dar următorul cuvânt e Bianco. Și am săpunul și balsamul de rufe. Dacă miroase și balsamul așa bine, e super. Da, miroase super tare și e puțin mai predominant balsamul decât săpunul. Săpunul îmi place mai mult. Nu știu de ce. Posibil că, fiindcă îmi plac mie mirosurile mai... subtile, cumva mai discrete, dar cu siguranță dacă pun puțin în cuva de la mașina de spălat, cu siguranță o să fie ok, pentru că nu o să pun acolo 3, capace 4-5, să pun mai puțin, ca să nu fie un miros super puternic pe haine. Hai să vi-l arăt și pe următorul. În prima fază le-am pus doar pe acestea două în coș și am pus 22 de produse sau ceva de genul și când era cât pe ce să dau drumul la comandă,
Eu am văzut că scria 204 lei toată comanda și chiar vă arătasem în clipul trecut, apropo să mergeți să-l vedeți, vă arătasem că e 204 lei, dar eu n-am văzut exact, comanda era de 184 de lei și plăteam 20 de lei transportul. Și în momentul când era să dau comanda și am văzut că scrie transport 20 de lei, am zis, da, stai puțin, cum? Că parcă era gratis la 200 de lei. Am verificat încă o dată comanda și am văzut că eu n-aveam 200 de lei, de fapt, că aveam 184, așa că am mai pus unul, l-am pus pe ăsta cu 11 lei aproximativ și am mai pus ceva, dar o să vă arăt. Cred că încă un săpun și cred că ceva de pe aici, nu mai îmi dau seama ce. S-ar putea ca una dintre apele de gură, nu mai știu, dar am ajuns într-un final la 205 lei și n-am plătit transportul. 3 produse în plus pentru un transport. Bun, ăsta hai să dăm cu biroase. L-am pus pe ăla în coș pentru că, na, culoarea lui mă duce cumva cu gândul că miroase mai discret, iar ăsta cumva mai puternic. Ăsta mă duce cu gândul la geluri de duș, de bărbat. Dar nu pot să vă dau detalii a ce miroase pentru că nu mă pricep deloc. Și l-am mai pus și pe acesta, iar ăsta negru, așa cu portocaliu, mă duce cu gândul la un miros 100% oriental. Și cred că așa și este. Ce scrie pe el? Tsubaki e peonia. În fine, cred că mai bine nu citesc numele lor, pentru că sunt diferite. Miroase fain. Miroase super. Deci cel mai mult îmi plac astea două. Ăsta negru cu ăsta gri. Și ăsta e fain. No, ele sunt foarte diferite între ele. Unde să mai pun? Sper să-l vedeți și pe el. Sunt foarte diferite mirosurile între ele și cred că cel mai bine o să-mi dau seama pe haine după ce se usucă hainele. Am pus aici un aranjament. Sper că se vede tot ce vă arăt aici, să nu iasă din cadru. Am mai departe un gel de duș de la Tezorii de Oriente, care a costat 10 lei. Este de 250 ml și nu am mai folosit, credeți-mă, niciodată gelul de duș de la ei. Este cu orhidee, l-am ales pe acesta cu orhidee. N-am ales nici pe cel cu albastru, nici pe cel cu gri, nici pe cel cu negru, nimic. Dar am văzut orhidee și știu că mie îmi place mirosul de orhidee în gelul de duș. Așa că l-am cumpărat pe acesta, chiar dacă nu l-am mirosit. N-aveam unde. Miroase binișor și cu cât apăs mai mult pe ambalaj, cu atâta simt mai mult și mai puternic aroma. Abia aștept să mă spăl, că cred că o să fie o încântare, un răsfaț în fiecare zi când fac duș cu el. Am două detergente din astea de la Sanospark și încă unul pentru aragaz și cutia este goală. Și după ce am pus comanda, le-am pus pe astea două de 500 de ml ambele. Mi-a părut rău că nu le-am pus pe cele de un litru, dar am zis că hai că prima dată iau să încerc să văd cum este. Eu în momentul de față mai am un detergent de la Fairy care este de măricel și el, undeva de 600-700 de mililitri și o să-mi ajungă și el la ceva timp. Așa că am zis să nu mă hazardez și să iau pe aceste două de 500 de mililitri. Mai era ceva cu verde, dar nu mai știu ce, cu lime, cred că. Și aș fi vrut să le iau și pe ăla, dar am zis, oh, că trei sunt prea multe, mai ales dacă puneam și de un litru. Totuși am rămas la astea de 500 de mililitri și sunt foarte curioasă cum sunt, pentru că toate persoanele care l-au folosit au zis că sunt bune. Nu știu, nu le-am folosit, dar abia aștept să le folosesc. Par destul de consistente, era să zic, concentrate, dar nu foarte, foarte tare, vedem. Și am crezut că o să vină cu pompiță, să pot să apăs pe pompiță să curgă, dar e ok și sistemul ăsta cu găurica aici în mijloc. E ok, să zicem. Și au costat 6 lei și ceva, parcă, dar mă uit să vă spun. 6,90 lei, da. 6 lei și 90 de bani, aproape 7 lei. Cele de un litru, vă spun sincer, cele de un litru sunt 10 sau 11 lei și aș fi ieșit mai bine la bani. Dar momentan am spus că rămân la astea. Iar acesta a costat 17 lei, a fost cel mai scump cât dintre toate. După care ceva gel de duș de-a soțului, în rest 10 lei. Astea că au fost 11 lei și ceva. Deci prețurile sunt ok, din punctul meu de vedere. Din câte știu, astea de la Tezorii de Oriente, în magazin le găsim cu, nu știu exact, 14,
14-16 lei, parcă sunt destul de mici, au 750 de mililitri, dar na, știm că ei au mai scumpe puțin. Iar Sano Plus ăsta, Sano Forte Plus, degresant pentru aragaz, este super bun. De când am dat de el, am spus că nu cred că o să-l mai schimb o perioadă, doar că în momentul în care lucrez cu el trebuie să am mănuși, sau dacă lucrez fără mănuși, să nu am nici măcar o, nu știu, o unghie cu piele dată peste sau, na, știți ce vreau să zic, să n-am nicio rană deschisă, oricât de mică, pentru că parcă caută rănile și se duce exact acolo și înțeapă, de zici că te urci pe pereți de durere, deci chiar doare. Nu știu ce are în el, dar doare rău dacă te prinde așa cu o rană deschisă, așa că folosiți mănuși de lucru din astea pentru casă, pentru că vă protejează, deci aveți grijă. Dar, în schimb, este foarte bun. Pâs pe cu el pe aragaz, după 10 minute șterg cu buretele, se duce și cea mai, nu știu, grea pată de ulei sau de arsură de pe aragaz, se duce super, super bine, eu sunt mulțumită. Și este într-o cantitate mare, 750 de mililitri pentru un aragaz, te ține câteva luni bune, pe mine cam așa mă ține. Și nu știu, s-o fi scumpit el sau era numai 10 lei înainte, acum câțiva ani, sau s-o fi scumpit sau nu mai țin eu minte, nu știu. Oricum, dragilor, acestea sunt toate cumpărăturile mele, au costat 205 lei, sunt 24 de produse, dar am 3 creme, adică 26 de produse și sunt foarte mulțumită. Iar câteva luni o să fiu, nu știu, nu o să mă mai stresez că n-am chestii pentru bucătărie și baie, pentru că am despălat vase, am despălat toaleta, am de împrospătat aerul din cameră, am de împrospătat toaleta în sine, după cum vedeți, pentru mine, gel de duș, mască de păr, am și săpunurile acestea solide. Noi folosim foarte mult și săpun lichid, dar pe astea lichide le mai luăm din DME, pentru că e Balea, care are o grămadă de sortimente. Mai luăm așa de prin supermarketuri, că n-am, pe import direct nu găsesc orice. Am pentru vase, pentru aragaz, deci bucătăria și baia este ok. Da, ce ne mai, o să ne mai trebuiască în viitorul apropiat sunt chestii de geam și de parchet. Dar nu am găsit săpun de data asta aici pe import direct, nu am găsit sau nu am căutat eu foarte bine, nu mai știu exact, dar pentru un produs sau două o cumpărăm și din supermarketuri, pentru că nu e chiar atât de mare stres, dar astea dacă era să le cumpăr din supermarket, dădeam pe ele. Oricum, sunt foarte, foarte fericită și cel mai mult mă bucur de acesta. Pentru de ce? Pentru că exact în momentul ăsta mă pot duce să-l folosesc. Că, na, masca de păr nu o pot folosi, că numai ce m-am spălat, înțelegeți. Așa că dacă v-a plăcut acest clip, eu vă aștept în continuare la mine pe canal. Dați un like dacă v-a plăcut clipul și vreți să mai vedeți altele, pentru că mie mi-arată că vă place dacă văd like-urile alea, nu? Logic. Și dați și subscribe, nu uitați de clopoțel ca să vedeți ori de câte ori postez, să primiți notificări. Eu vă doresc numai bine, zile bune și fericite, ne auzim în curând peste câteva zile. Pa!